Potrivit Direcției de Sănătate Publică Suceava, în județ au fost raportate în ultima săptămână 1398 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare cu 94 de internări. Grupa de vârstă cea mai afectată este 5-14 ani cu 426 de cazuri. În același interval, 264 de suceveni au fost diagnosticați cu pneumopatie acută, 94 având nevoie de internare. Numărul cel mai mare de îmbolnăviri a fost consemnat la persoane cu vârste peste 65 de ani. Direcția de Sănătate Publică a mai anunțat că în săptămâna 9-15 noiembrie au fost efectuate un număr de 4700 de vaccinări antigripale. Autoritățile sanitare recomandă populației ca, în această perioadă cu fluctuații frecvente de temperatură, să asculte sfatul medicilor, să respecte regulile de igienă și să se vaccineze antigripal pentru evitarea îmbolnăvirilor. Măsurile de igienă personală, precum spălarea cu apă și săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, sunt esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii, în special prin gripă. De asemenea, este recomandat să se evite zonele aglomerate și expunerea prelungită la frig, respectarea unui regim de viață sănătos, alimentație bogată în proteine, legume și fructe, odihnă și mișcare, chiar mersul pe jos, este esențială pentru menținerea unui corp sănătos. Persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cronice, cardiace sau respiratorii, este bine să evite deplasările ori frecventarea locurilor aglomerate, care creează premisele îmbolnăvirii sau apariției complicațiilor afecțiunilor existente.